Cel mai mic cost la energie se află în județul Mehedinți. Hidroelectrica are la momentul actual cel mai mic preț de pe piața concurențială, mai exact 68 de bani pe kilowatt. După liberalizarea pieței de energie electrică, tot mai mulți mehedințeni au ales acest furnizor. De asemenea, acest preț este costul minim pentru compensare. La momentul actual, costul practicat de hidroelectrica este cel mai mic de pe piața concurențială. După liberalizarea pieței de energie electrică, solicitările au crescut la acest furnizor, al cărui preț este de 68 de bani pe kilowatt. Până la ora actuală, avem o solicitare foarte mare și un număr foarte mare de clienți care vor să vină către hidroelectrica. Prețul este final cu toate taxele, transport, distribuție, cogenerare, și consumatorii au fost încântați să vină către un preț mai mic pe kilowatt către hidroelectrica. Acum e foarte simplu să devii consumator hidroelectrica, vii cu buletinul și ultima factură de la furnizorul cu care ai contract. Procedura e foarte simplă, în maxim 21 de zile se face trecerea de la furnizorul respectiv către hidroelectrica. Asta este maximul pe termen legal să devii consumator hidroelectric. Și ministrul energiei, Virgil Popescu, a menționat prețul redus practicat de hidroelectrica. Mă întreabă, să știți foarte mulți, dar dumneavoastră unde aveți contractul de energie electrică? Eu de 2 ani de zile sunt mutat la hidroelectrică. Porțile de fier 1, porțile de fier 2, până la urmă ar trebui să fie și o chestie de patriotism local al nostru, pe lângă faptul că este cel mai mic preț din piață. Același lucru, comparatorul de prețul la RANRE, putem vedea cel mai mic preț care este și se poate face, iar din câte știu eu, hidroelectrica are chiar aici secție de furnizare, responsabil cu furnizarea, și severinenii pot beneficia de prețurile acestei companii. Hidroelectrica este lider în producția de energie electrică și principalul furnizor de servicii tehnologice necesare în sistemul energetic național din România.